Amin. Amin. Știți că am avut o săptămână în care fiecare, în general, surorile s-au străduit ca în fiecare seară să fie ceva la biserică de gustat. Și după aceea m-am gândit că în fiecare miercure când venim, cineva să aducă ceva. Dacă se aduce, e bine, dacă nu se aduce, e bine. Și Nela Săraca așa de tare s-a formalizat că și miercurea și vinerea seara ne tot aduce câte ceva să gustăm. Aș vrea să o dezleg de povara aceasta. Unde ești, Nela, că nu te văd? Aș vrea să o dezleg de povara aceasta, dar aș vrea să facem o chestie interesantă. O să vorbesc la Mobitex să fac o masă rotundă mai ciudată, care să aibă un loc undeva în hol, încă nu știu unde, și să o numim, nu știu, Masa Bucuriei, habar n-am. Și poate să fie cu mai multe rafturi, adică așa, nu știu, încă nu știu cum, că numai acum m-am gândit. Și la fiecare serviciu divin, nu contează, cineva, dacă masa rămâne goală, nicio problemă. Fac și un afiș, azi îmi cer iertare și când nu-i nimic ceva pe ea, scrie azi îmi cer iertare sau nu știu ce. Și pe masa asta, fiecare când vine la biserică, dacă are ceva pe acasă care crede că i-ar face cuiva o bucurie, aduce, nu pune pe masă înainte de slujbă, ci după slujbă. Și când ies oamenii, mai prind un cornuleț, mai prind o bomboană, mai poate să comenteze că e bună sau că nu e bună. Ce ziceți? Eu masa o fac. Și tu mai aduci. Nu. Poate se mai prinde de Cristina, cine știe. Poate se prinde de Mioara, că așa este Mioara că aduci și tu, dar încă n-am văzut. Poate se mai prinde de nevastă mea, cine știe. N-ar fi frumos. Fiecare când vine la biserică, bă, zice, mă duc că zice, când se gata-s curios ce-o adus. Cine știe? O, un fleac acolo, nu-i mare chestie, da. Cum? Ne îndulcim după slujbă, da. 100 de puncte, Iosel. Adică în timpul slujbei va cresc și măcar cu ceva dulce de acolo merge spre casă, cum se cade și dulci. E în regulă. Ce să... Atâta pot. Hai să mai cântăm o cântare, să uităm de necaz. Da, da, Emi. Cât? 347. Emi ne poruncește să cântăm cântarea 347. Tot mai aproape de pieptuți sfânt.
Amin. Amin. Se întâmplă că sunt unii oameni care vor să vadă biserica noastră și uneori în timpul săptămânii sunt rugat, vin din alte localități, din alte părți ale țării și vor să vadă biserica noastră pentru că ei trăiesc împreună cu noi la fiecare slujbă. Și intră înăuntru, se opresc așa la ușă, se uită, mă rog, în sfârșit și la fiecare trebuie să-i spun, haideți în față ca să vă uitați în spate, că din spate nu vedeți geamurile și nu vedeți o parte importantă a bisericii. Și atunci ei când vin în față și se întorc, văd geamurile cu vitralii și văd din altă perspectivă sala. Și mă, ce interesant și mă rog așa. După ce se termină slujba, să veniți fiecare aici în față să vă uitați că acolo la balcon s-a pus o plasmă. Că sâmbăta viitoare v-am spus că avem nevoie de niște bani și o să ziceți, mă, unde-s banii? O băgați sub podea? Deci s-a montat o plasmă încât ce vedeți voi acolo pe pereți și cei de la amvon văd acolo pe plasmă, da? Mulțumim celor care au sprijinit lucrul acesta. Pe urmă, din banii care au mai rămas, s-au mai cumpărat niște componente cu care se aduce configurația computerului la nivelul camerelor, încât transmisiile slujbei noastre de la biserică să fie de o altă calitate și confortabile pentru cei ce stau acasă și se uită la slujbă. Nu pentru cei din Nazna, ci pentru alții. Da, fiți liniștiți, facem fiecare cum putem. Dragii mei, e o sâmbătă ca toate celelalte, poate sau poate că nu, și vorbim despre trilogia scăpării. Să poți să scapi. Când cineva care te dușmănește pune ochii pe tine și simți asta, îți iei toate măsurile să scapi. Și depinde ce posibilități are cel care te dușmănește, pentru că dacă are posibilități pe care tu nu le poți gestiona, atunci nu mai ai nicio șansă să scapi. Generalul acesta iranian știa că ordinul lui Trump este în călcâile lui. Însă avea așa păreri bune despre sine și despre puterea pe care o are, încât credea că niciodată nu poate fi atins. Și a venit o zi când, în cea mai mare liniște pe care o avea și siguranță, nu doar că l-a omorât, dar l-a omorât în așa fel încât să nu poți aduna nimic din el. Dacă informațiile pe care le am sunt corecte, a fost trimisă cu racheta un fel de bombă care când explodează, explodează cu lame. Adică dacă arunci o grenadă și explodează, te sfârtecă sau intră un glonț în tine cu explozie dublă, pușcă și rămâi cu o gaură în tine și mort. Te adună și te pune în sicriu și ești un om care ești văzut. Dar explozivul cu lame te taie așa ca și cum te-ar face la malaxor de carne. Așa, și te aruncă bucăți din tine că nu mai poți aduna nimic, nu mai există nicio șansă nici măcar să fii cusut cumva ca să fii pus pentru jale și pentru tristețe. Și nu l-a mai scăpat nimeni.
De ce v-am dat exemplul acesta? Dacă acest general de armată n-a putut scăpa din mâinile lui Trump, vreau să vă spun de la inimă la inimă că nu este om care să poată scăpa din mâinile lui Dumnezeu. Rețineți, nu este om care să poată scăpa din mâinile lui Dumnezeu. Problema scăpării nu este o problemă doar de confort. Problema scăpării în opțiunea lui Dumnezeu nu este doar o problemă de a scăpa să nu te mai doară ceva, să mor, să crăp și am scăpat. Nu. Problema scăpării în opțiunea lui Dumnezeu este o problemă care depășește modul nostru de a intui ce se poate întâmpla cu cel care nu scapă. Așadar, dragii mei, mai ales că unele lucruri le cunoaștem, aș dori să luăm în serios această problemă. Scăpăm sau nu scăpăm? Facem un pas mai departe în trilogia scăpării și revenim citind Luca 13, începând cu versetul 1. Scriptura spune așa: în vremea aceea au venit unii și au istorisit lui Iisus ce se întâmplase unor galileeni al căror sânge îl amestecase Pilat cu jertfele lor. Credeți voi, le-a răspuns Iisus, că acești galileeni au fost mai păcătoși decât toți ceilalți galileeni pentru că au pățit-o așa de rău? Eu vă spun, nu. Ci dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Sau acei 18 inși peste care a căzut turnul din Siloam și i-a omorât, credeți că au fost mai păcătoși decât toți ceilalți oameni care locuiau în Ierusalim? Eu vă spun nu, ci dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Preliminar în pasajul acesta pe care l-am citit, se evidențiază o a doua teză, o a doua realitate. Nu știu, datorită contextului întregii Scripturi, cât va ține Dumnezeu cont de asta în ceea ce îi privesc pe evrei. Dar în ceea ce ne privește pe noi, este un adevăr foarte demontator. Adică demontează tot ce am știut eu. Ideea este următoarea, că scăparea nu este legată de apartenență. E un detaliu foarte important. Scăparea nu este legată de faptul că aparțin Galileii, nici de faptul că aparțin Ierusalimului, nici de faptul că aparțin Bisericii Adventiste de ziua șaptea. Îmi pare rău să îmi spun lucrul acesta. Avem noi o nu știu cum să o numesc, o învățătură așa, în care țin minte când eram la biserică copil, cum se contraziceau frații între noi, că atunci studiul se ținea în sală, și că comuniștii ne-au impus asta, Domnul să-i binecuvinteze. Asta e opinia mea, pentru că atunci puteai să auzi ce se vorbește și dacă cineva vorbea prostii, îl corectai sau te contraziceai. Acum se fac grupele pe căprării și numai Dumnezeu știe ce se mai vorbește acolo. Iar când prinzi într-o grupă și auzi că ce se vorbește, îți faci o sfântă cruce și te duci câte zile ai crescut. Deci nu, este... Eram într-o grupă în Germania la școala de sabat și acolo nemții sunt foarte serioși, adică nu au
ilaritate ca latinii. Și o doamnă spunea, dar putea o plantă să moară pentru mântuirea noastră, nu era nevoie să moară un om, Iisus sau un Dumnezeu Iisus. Orice sacrificiu, dacă s-ar fi făcut, a unei garoafe pentru sânge, pentru noi, eram iertați. Dar zicea cu o seriozitate incredibilă. Și cine să o corecteze? Că nu s-auzea în sală ce zice. Eram numai noi acolo. Da. Mă rog, acum cred că am derapat. Deci avem noi o învățătură cu numele scris și numele șters din carte. Și apoi se certau niște frați de ăștia mai în vârstă care pricepeau. Ce? Că atunci când ți se face votul că ești primit, ți se scrie numele în carte. Când ți se face votul că ești exclus, ți se șterge numele. Și se certau între ei. Noi eram copii și ascultam bătălia asta, dar era o chestie de așa mare seriozitate că nici acum nu poți să scap de ea. Nici acum nu poți să scap de ea. Numai aici zice Hristos că mântuirea nu-i... Nu, scăparea nu ține de apartenență, ci ține de ce? De pocăință. Dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Fie că aveți nume scris, fie că aveți nume șters. Dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Obișnuința, nu știu cum să zic, ursita asta vieții noastre, dacă nu vorbesc prostii, ne-a indus în noi un paralelism de existență. Adică ducem de la bornă la bornă kilometrică viața noastră exact în felul în care o duc toți oamenii. Și paralel cu această ducere de la bornă la bornă, fiecare din noi halucinăm în anumite perspective religioase cu privire la o viață eternă, la un Dumnezeu undeva și așa mai departe. E o chestie bună asta, pentru că asta îți dă o anumită stabilitate emoțională, îți dă o anumită stabilitate, să-i zic așa, relațională, etc. Doar că acest mod nu este biblic și nu are nicio legătură cu ideea de a scăpa. Nu are nicio legătură. Dacă vrei să scapi în sens biblic, adică pedeapsa lui Dumnezeu să nu vină asupra ta la judecata de apoi, atunci trebuie să iei în calcul alte lucruri. Nu să-ți faci o existență paralelă, cea de zi cu zi și cea halucinantă, ci să te smulgi din viața de zi cu zi, să te smulgi din halucinația ta religioasă și să stai cu tine corect să vezi ce-i de făcut. Și cu tine corect să stai să vezi ce-i de făcut nu este o problemă de meditație, nu este o problemă de generare a ideilor frumoase, ci este o problemă de a te uita în Scripturi, a le citi, a le crede și a te schimba. În dimineața aceasta vreau să fac un pas mai departe cu privire la această problemă. Scăparea nu e o chestie de apartenență, ci de pocăință. În Ezechiel 14, Dumnezeu face o precizare foarte interesantă pentru ca să curme din fașă ideea scăpării prin apartenență. Și uitați ce zice. În Ezechiel, la capitolul 14, cu versetul 19 și 20 citesc. Dacă aș trimite ciuma în țara asta, dacă mi-aș vărsa urgia împotriva ei prin molimă ca să-i nimicesc cu desăvârșire oamenii și vitele, și ar fi în mijlocul acestei țări Noe, Daniel și Iov, pe viața mea, zice Dumnezeu, se jură, pe viața mea, zice Dumnezeu, pe cuvântul meu de onoare,
că n-ar scăpa nici fiilor, nici fiicelor, ci numai ei și-ar mântui sufletul prin neprihănirea lor. Adică ajung într-o situație în care nu mă interesează din cine ești, nu mă interesează cui aparții, nu mă interesează ce registre ai și n-ai. Pe viața mea, zice Domnul, nu scapă nimeni. Chiar dacă e acolo Noe, Iov și Daniel. Dați-mi voie să vă spun că aici nu e nici Noe, nici Iov, nici Daniel. Și mă știu pe mine, pe voi vă știu parțial. Dacă este cineva de nivelul lui Iov, Domnul să fie lăudat că poate prin el scăpăm. Dar Dumnezeu zice că nu. Scăparea nu e o chestie care derivă din felul în care ești legat de alții, ci scăparea, zice Hristos, dacă nu te pocăiești, pieri la fel ca oricare ins, fără regrete, fără situații negociabile. În această dimineață aș vrea să aduc în fața mea și în fața voastră o altă scenă când cineva a scăpat de pedeapsa lui Dumnezeu. O scenă cunoscută, o scenă pe care vreau să o folosesc pentru ca să înțeleg eu și dacă pot, sub imperiul prezenței Duhului Sfânt, să vă transmit și vouă această înțelegere cu privire la a scăpa. Este vorba despre casa lui Lot. Este vorba despre casa lui Lot. Biblia ne povestește că într-o zi Avraam a fost vizitat de trei persoane mai ciudate, zicem noi. În Scriptură, felul cum sunt descrise aceste persoane este interschimbabil. Se folosește cuvântul de înger, dar cu două rânduri mai încolo este folosit numele de Jehova. Atât la cel care stă de vorbă cu Avraam să-i spună ce va face când pleacă în Sodoma, cât și cu privire la ceilalți doi care au plecat mai devreme în Sodoma. Motiv pentru care, în opinia unor teologi clasici, spun că la Avraam, de fapt, au fost prezent Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt în mod personal. Prorocul Ellen White, dacă bine rețin, nu mi-am actualizat informația acum pentru predica asta, dar dacă bine rețin, când am citit, spune în mod explicit că de vorbă cu Avraam, în negociere, a fost Iisus Hristos. Așa mi-aduc eu aminte. Dacă cineva mă puteți corecta, mi-ar prinde bine. Nu? Așa scrie, că a fost Domnul Iisus Hristos. Cum a scăpat casa lui Lot? Ce știți voi? De ce? Sau ce se întâmpla? Sau în urma căror situații Dumnezeu decide să nimicească niște cetăți de acolo cu toți oamenii? Mă aduceți aminte? Pentru că este foarte important să vezi de ce Dumnezeu dă foc la câteva mii de oameni și nu lasă pe niciunul cu viață. Și e foarte important să vezi de ce din mijlocul acestor oameni scapă pe câțiva. Nu? Am să vă spun, până vă gândiți sau dacă poate deja o niștiți, știți de ce a distrus Dumnezeu Sodoma și Gomora?
Nu știm pentru că erau sodomiți, pentru că erau obiceiuri necorecte, pentru că oamenii erau răi, pentru că lucruri care sunt relativ adevărate. Dar știți biblic de ce a venit să distrugă Sodoma și Gomora? Cum? Corect ai răspuns, Fiorel. Pentru că au fost niște oameni care au făcut reclamații la Dumnezeu despre ceea ce se întâmplă acolo. Am rămas șocat. Dar nu ăsta e șocul meu cel mai mare. Vă pun încă o întrebare. Lot a făcut reclamație la Dumnezeu cu privire la ce se întâmplă acolo? Deci, cum să zic, așa figuri îmi face Scriptura la vârsta asta, că rămân șocat. Deci până acum câțiva ani le știam pe toate. Dar în ultima vreme îmi face Scriptura niște figuri, că rămân șocat. A venit Dumnezeu din ceruri ca să verifice dacă reclamațiile care îi se fac de pe pământ sunt adevărate. Și dacă sunt adevărate, să vadă ce să facă. Așa spune Scriptura. Hai, frate, că asta este un mod de a scrie ebraic, că Dumnezeu e atot știutor. Mă, eu n-am zis că nu e atot știutor, n-am zis nimic și nu mă interesează opiniile tuturor celor care vor să fie importanți. Biblia zice că Dumnezeu a venit din ceruri să se ducă să se plimbe prin cetate, să vadă dacă reclamațiile care i s-au făcut sunt corecte. Acesta e motivul pentru care Dumnezeu nici n-a vrut să intre în casa lui Lot. A zis, nu, stăm pe uliță să vedem, e chiar așa cum ni s-au plâns oamenii, ori nu e așa. Numai curios că pentru situația din Sodoma nu s-a plâns Lot. Pocăitul. Ce alții? Nu, acum vreau să vă spun ceva ce... Cum zici? Avram? Nu, Avram a zis că să-i lase în pace. Ajunge în șacul. Dar poate că ai dreptate, Iorene. Acum să vă spun ceva. Știți care oameni sunt cei mai nemulțumiți de felul în care gândește Bruxelles-ul, societatea europeană? Dați-mi voie să vă spun că nu adventiști. Adventiștii n-au nicio plângere. Cei mai mulți, nu numai că n-au nicio plângere, sunt încântați de felul cum gândește Bruxelles-ul, societatea europeană. Alți oameni trimit plângere. Dumnezeule, hai să vezi. Ce arată asta? Că ne place sau că nu ne place? Că ne simțim confortabil sau că nu ne simțim confortabil? Am să vă creez imaginea noastră printr-un exemplu pentru ca să ne judecăm în sinea noastră. Cine vrea, cine nu. Asta este. Omul nu-și dorește să scape dintr-o situație care îi place. E primul lucru. Adică era o vorbă circulară, nu știu dacă mai este și astăzi, că unii oameni din ăștia care tot trăiau prin pușcărie, în fiecare toamnă când se apropia frigul, se duceau și furau ceva de la un magazin și pac îl băgau pe 4 luni în pușcărie și intra în octombrie pe când începea frigul și acolo avea cât de cât căldurică, nu foarte bine, mâncare și îl scotea din iarnă. Primăvara le libera. Trăia 3 luni liber și toamna iar mai făcea ceva ca să-l bage înapoi, înțelegi? Adică omul nu-și dorește să scape de unde îi place. Când noi ne rugăm în rugăciunile noastre de zici că coboară sfinții pe pământ, scapă-ne, Doamne, și scapă-ne, Doamne, toate acestea sunt
siropuri și tincturi din alea care nu folosesc la nimic. Pentru că să ne scape de unde? Pe mine din răsăritul lui? Păi scuzați-mă, mie îmi place în răsăritul lui. Să te scape pe tine de unde? Să mă scape pe mine din Mercedes? Păi mie chiar îmi place în Mercedes. Și pe fiecare zi ce trece, aflu lucruri foarte ciudate despre bucuria fraților mei, că am prins și eu la o mașină. Sunt foarte bucuros, frații mei, am încep și eu să văd. Când mă lua dracu în Sierra aia, care era de 42 de ani ca și mine, și muream în ea și de fric și de cald, frații mei erau așa de bucuroși. Și se rugau pentru pastorul lor, da. Credeți-mă, câteodată chiar îmi pun întrebarea, oare de ce umblați la biserică? Serios, așa că... Mi-o pun ca un ateu. Deci, unul, când îți place într-un loc, nu dorești să scapi, dar sunt locuri în care îți place și ai vrea să scapi. Aici e mai greu. De exemplu, există oameni în patima alcoolului și le place alcoolul, dar ar vrea să scape de el. E mai greu să scapi dintr-un loc care îți place și îți face lucruri nefaste. Și noi suntem într-o stare, nu știu cum să o numesc, bicefală sau bisentimentală sau, mă rog, nu știu cum să o numesc, în care chiar dacă vrem să scăpăm, atât de dragă ne este amețeala, încât ne deranjează orele acelea de nebeție și repede să apucăm la sticlă. Ori în felul acesta, sub nicio formă, nu mai există scăpare. Mereu o dăm cu vinul Babilonului. Păi scuzați-mă, dragii mei, am fost tânăr și am îmbătrânit. Am predicat în biserică catolică, am predicat în biserică ortodoxă, am predicat în biserici pentecostale, am predicat în biserici baptiste, am predicat în biserici adventiste, am predicat în biserici reformiste. Am fost de la A la Z în tot ce ține de lucrul acesta. Dați-mi voie să fac o declarație împotriva existenței mele. Nimeni nu bea vin al Babilonului de la conductă cu presiune și grosime așa de mare din care bem noi. Fiecare și are paiul lui din pahar. La noi, cu furtunul! Și ăla bea numai cât trage. Dar la noi vine cu presiune. Iar cine contestă asta, înseamnă că își refuză inteligența. Să scapi. Să scapi. Aici, în cazul lui Lot, acum am văzut, până acum niciodată, mi-am pus întrebarea, de ce a scăpat Lot? Știe cineva de ce a scăpat Lot din Sodoma? Probabil că știm, dar poate nu ne-am gândit în calapodul ăsta. Scriptura zice că a scăpat pentru că era neprihănit, zice 2 Petru, era neprihănit și în fiecare zi își chinuia zilele trăind acolo. Deci a scăpat pentru că el acolo își chinuia zilele. Bun, fiți un pic atenți. Care dintre noi își chinuie zilele unde trăiește? Poate că mi le chinui din cauza la nevastă mea. Sau poate că ți le chinui din cauza la bărbatul.
sau poate că ți le chinui, că ai văzut ce țiglă are vecinul pe casă și tu ai numai tablă din ace în două luni, se duce culoarea de pe ea și arată de zici că e pilicupată din revista Foamea sau dintr-o revistă din Africa. Poate. Dar este vreunul dintre noi care să-și chine sufletul că trăiește aici? Sau poate că ți-l chinui ca să nu faci burtă. M-am îngrășat vreo 7 kg. Și nu mai am curaj să slăbesc. Acum am slăbit 2, sunt în al 9-lea cer, dar nu cred că am curaj să mai slăbesc mai departe. Vă spun cinstit. Așa de pită bună face nevastă mea și mâncare că trebuie să fii tâmpit să-ți chinui sufletul să nu mânci. Poate că la voi nu e așa, dar la mine așa e. Dar este vreunul dintre noi ca să se chinuie că trăiește aici? Bun, dați-mi voie să mă duc cu imaginația mea. Dacă nu este niciunul, câți vom scăpa? Câți? Niciunul. Poți să fii cu numele scris, poți să fii cu el șters, poți să fluieri în fluieră, poți să... Niciunul. Păi, cum să-ți chinui sufletul, nu, Sorine? Mâine, poi mâine începe ăsta, cum se numește asta, Liga Europei sau nu știu ce. Ne așezăm, Champions League, așa mă, eu nu știu să vorbesc. Ne punem așa într-o rână, ne uităm la Barcelona. Eu țin cu Paris Saint-Germain, a echipă de fotbal. În restul nu, mă pun așa frumos. Când îl văd pe Di Maria, omul ăla, deci de o noblețe și de o etichetă umană, mi-e rușine că există ca pocăit. Înțelegi? Păi care se chinuie de aici? Și măcar se chinuie. Florin? Florin cum să se chinuie? Îmi trimite poze din astea așa mai deșuchiate, mă mai bucur și eu, să mai bucură și el. Păi care se chinuie aici? Costel? Fim serioși. Care se chinuie aici? Păi nu se chinuie aici. Și apoi se zice că să-și chinui și sufletul. Mă, frați. Numai să vă spun ceva, nu o să vă vină să credeți. Lot n-a scăpat pentru că era neprihănit și că își chinuia sufletul de cele întâmplate acolo. Nu numai de asta a scăpat. Cum? Zice Viorel, pentru că l-a scos sângerii. Cum? Era primitor de oaspeți. Nu, hai că, uite, măcar vă duceți aminte câte ceva ce scrie prin Scriptură. Deci el era neprihănit și schinuia sufletul, dar asta nu i-a ajuns ca să fie scăpat de acolo. A mai avut nevoie de ceva. Corect. Să mijlocească cineva pentru el. Scrie în text. Și nu scrie doar că Avram a mijlocit pentru el, că atunci numai deduci și deducția poate să fie necorectă, ci scrie explicit că Dumnezeu, când a dat foc Sodomei și Gomorei, și-a adus aminte că Avram l-a rugat să-l scape pe Lot și l-a scăpat. No, dar stați un pic. Avram, pentru cine a mijlocit? Cum? Pentru toată cetatea, corect. Cu ce sublinieri, Viorele? A mijlocit pentru toată cetatea, cu ce sublinieri? Că dacă sunt oameni buni acolo, nu este corect să se dea foc împreună cu cei răi. Și corect este ca cei răi să fie iertați în schimbul sau datorită celor care sunt buni. E biblic până aici. E biblic. Dar mijlocirea ce mai preciza? Că e nevoie de un număr de oameni pentru ca cei răi să fie iertați în contul celor buni. E corect până aici? A fost de acord Dumnezeu cu această mijlocire? Da. Ce n-a ieșit la calcul?
nu au fost suficient de mulți oameni buni pentru ca în contul lor să fie iertați cei răi. Și atunci Dumnezeu, ca să fie drept, ce a făcut? I-a scos pe cei care erau drepți. Pe câți ne-a scos Dumnezeu din nazna? Așa este numărul. Eram, de asta am pus întrebarea, că am așteptat că cineva a spune chestia asta. Amin, Costele! Amin! Ai văzut? Și pentru că are această breșă, Costel se duce la amiază și dorme așa de liniștit. Nu contează că e călcător de lege, nu contează că nu crede. Zice, datorită mie, ăștia din nazna nu ard. Că de n-aș fi eu aici, zice Costel, eu și mai zice și Liviu, cred că el e mai smerit, așa, mai retras. Zice, de n-am fi noi trei, ăștia ar arde ca păcura. Dragii mei, vă rog să mă ascultați. Vă rog să mă ascultați. Nu pot să pun nici în termeni și nici în cântare, nici nu cred că este necesar ca să vă arăt câtă viață îmi consum sau îi dau foc pentru ca să vă spun ce zice Domnul. Dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. A zis Viorel un lucru, că Avram a mijlocit pentru toți. S-a ținut cont de mijlocirea sa pentru toți? Cum? Nu. Nu asta vreau să știți în dimineața aceasta. Preluând scena aceasta și proiectând-o în viitor la mijlocitor, lucrurile nu numai că nu se schimbă, devin mai rigide. Și eu am admis felul frumos în care Viorel a expus lucrul acesta. Dar dacă strângem un pic menghina, Avram n-a mijlocit pentru toți, ci pentru cei neprihăniți. Dacă vor fi în cetatea aceea oameni neprihăniți, vei distruge tu pe cei buni împreună cu cei răi? Domnul Iisus Hristos, dacă preluăm modelul acesta de aici, în ceruri, mijlocește pentru cei care în El sunt neprihăniți, nu pentru cei care sunt în El păcătoși. Noi preluăm cuvintele prorocului Ellen White și le mai împopoțonăm ornamental ca să arate foarte frumos. Și mereu reluăm scena aceea când tatăl, ca un furibund, vrea să-mi taie mie gâtul și Hristos zice, Tată, și pentru acesta au fost răpunse palmele mele. Dar dacă citiți acolo tot capitolul, veți vedea că ăsta pentru care ridică Hristos palmele lui e neprihănit. Nu scapă pentru că Hristos ridică palmele lui, ci scapă și pentru că Hristos ridică palmele lui. Este o introducere aici a unui și care schimbă datele problemei fundamental. Adică dacă ești neprihănit și nu mijlocește pentru tine, arzi! Și dacă nu ești neprihănit, nu mijlocește nimeni pentru tine și arzi.
Pentru că mântuirea, spune Hristos în Luca 13, nu ține de a aparține, nu ține de a fi scris sau șters, nu ține de a avea slogane sau nu, ci scăparea ține de, dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Și în toată această, ce știu cum să, în tot acest eveniment scăpat de sub control, Hristos are un gând pentru mine și pentru voi. Dragii mei, puteți în mine. Vă întăresc. Înțelegeți-vă că felul în care v-ați zidit cunoștințele și atitudinea față de scăpare este una nebiblică, este una necorectă. Îmi scria cineva aseară când am ajuns acasă că a ascultat predica mea și că Dumnezeul ăsta și nu știu ce cum îi zic eu, că el nu mai poate să-L vadă pe Dumnezeu așa cum îl predic eu. Și atunci am vorbit cu respect, sigur, i-am trimis un pasaj din Scriptură care zice așa: Dumnezeu m-a înconjurat cu un zid ca să nu ies. Dumnezeu m-a pus în lanțuri grele să tot strig și să tot cer ajutor, căci Dumnezeu tot nu-mi primește rugăciunea. Dumnezeu mi-a astupat calea cu pietre cioplite și mi-a strâmbat cărările. Dumnezeu mă pedepsește ca un urs și ca un leu într-un loc ascuns. Dumnezeu mi-a abătut căile și apoi s-a aruncat pe mine și m-a pustiit. Dumnezeu și-a încordat arcul și m-a pus țintă săgeților lui. În rinic mi-a înfipt Dumnezeu săgețile din tolba lui. Am ajuns de râsul poporului meu și toată ziua sunt pus în cântecele de batjocuri ale lui. Și primesc răspuns: categoric, Dumnezeu nu este acesta. Omul acesta este un adventist. Fiți liniștiți. Exact așa credeți și voi. Dumnezeu nu este acesta. De unde ați aflat? A venit un șmecher din ăsta care nu poartă batistă ca să nu fie mândru și v-a spus: hai să vă arăt eu cu Dumnezeu, Dumnezeu e bun, Dumnezeu e așa și așa. A venit un șmecher din ăsta și v-a spus: n-am nimic. Doar să știți că în Scriptură nu scrie așa. Care a fost teza de aseară? Orice adevăr care îți întoarce capul de la de la pocăință este o minciună. Repet, orice adevăr cu privire la Dumnezeu, cu privire la sabat, cu privire la dietă, cu privire la orice, orice adevăr care îți întoarce capul de la pocăință este o minciună. Și scăparea nu ține de apartenență, ci scăparea ține de pocăință. Dacă nu vă pocăiți, spune Hristos, toți veți pieri la fel. Pocăința, și încheiem, pocăința, dragii mei, este o problemă de afectivitate. Pocăința este o problemă de mângâiere. Pocăința este o chestie de tovărășie. Pocăința este o chestie de revărsare de sentimente. Pocăința este așa o stare nativă de suavitate prin care pretinzi că nu mai poți să fii singur, ci vrei să fii sub protecția cuiva. Pocăința este ca un moment în care te-ai îndrăgostit lulea. Unde-s oamenii aceștia?
poate că sunt aici, poate că nu. Scumpii mei, dacă vreți să scăpați, pocăiți-vă. Dumnezeu să-mi ajute și Dumnezeu să vă ajute. Și nu uitați, avem nevoie de două lucruri. Să fim neprihăniți și doi, să mijlocească cineva pentru noi. Dumnezeu să ne ajute tuturor să fim neprihăniți și Hristos să mijlocească pentru noi. Amin. Ne bucurăm pentru aceste momente de închinare. Vă invit ca la final să intonăm imnul 349, pe Iisus cât mai devreme. Înainte de asta, rog pe diacon să strângă darurile care le mai avem pentru amenajarea bisericii.
Harul Tău, Iisuse Hristoase, dragostea Ta, Tată al nostru Ceresc, și părtășia Ta, Sfinte Duh Dumnezeu, să fie peste poporul acesta în toți vecii. Amin.